Pensionarii primesc din această lună mai mulți bani. Punctul de pensie a crescut de la 1.000 de lei la 1.100. De creșterea valorii punctului de pensie beneficiază peste 110.000 de pensionari olteni. Odată cu majorarea punctului de pensie a crescut și indemnizația socială destinată acestei categorii. Astfel, cuantumul a crescut de la 520 de lei cât era până în luna iunie la 640 de lei. Pensia minimă garantată a mai avut parte de o creștere în martie 2017, după ce până la acea dată era de 400 de lei. Concret, indemnizația socială pentru pensionari se stabilește ca diferența între nivelul actual, respectiv 640, și nivelul cuantumului pensiei. Spre exemplu, chiar dacă o persoană are stabilit o pensie de 350 de lei, aceasta primește 640 de lei, diferența de 290 de lei este suportată din bugetul de stat. Valoarea punctului de pensie a crescut de la 1.000 la 1.100 de lei și, de asemenea, indemnizația socială a crescut de la 520 la 640 de lei. Surpriza mare pentru pensionare a fost să constate că primesc banii mult mai devreme. Dacă până acum ultimele pensii erau plătite aproape de finele lunii, în iulie cei mai mulți pensionari deja au primit banii. Pentru prima dată, plata pensiilor a început încă din primele zile ale lunii. Vorbim strict despre plata prin poștă. Pensionarii ce primesc banii în cont mai au însă ceva de așteptat. Aceștia vor primi sumele pe 16 iulie. De asemenea, a fost modificată și convenția cu Poșta Națională Română printr-un act adițional, în sensul că, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2018, plata pensiilor se va face în intervalul 1-15 iulie 2018 pentru drepturile curente. Drepturile de pensie restante se vor plăti în intervalul 11-15 iulie 2018. La nivelul județului Olt sunt întâmplate în acest moment peste 110.000 de pensionari. Dintre aceștia, peste 93.000 provin de la stat, în timp ce aproape 17.000 sunt pensionari ai sectorului agricol. Prin poștă, banii ajung la peste 72.000 de persoane, în timp ce plata pensiei în cont bancar de card au solicitat peste 43.000 de pensionari.